Nu prea dăm importanță cât de des urinăm până când începem să ne dăm seama că urinăm poate prea des sau chiar și mai neplăcut că pierdem urină. Această condiție se numește vezică urinară hiperactivă. Cel mai adesea există cauze, boli care duc la vezica hiperactivă. Dar se poate întâmpla ca după investigații multiple să nu se găsească o cauză evidentă. Problema e că nu se poate vindeca. Dar, Bonusul de astăzi este că îți voi povesti despre tehnici prin care tu poți să ții sub control situațiile neplăcute, despre suplimente pe care le-am găsit enumerate pe o pagină științifică, urologică, dedicată acestui subiect, studii științifice ca întotdeauna sub video. Haideți să pornim la drum. Vezica hiperreactivă înseamnă că există niște contracții musculare involuntare, deci tu nu ai control asupra lor. Urologii descriu două forme ale acestei situații numită vezică hiperactivă, forma uscată, adică ai mereu senzația că trebuie să te duci la toaletă, urinezi des, deși nu urinezi cantități importante, dar nu mai poți ține urină. Și forma umedă poate cea mai neplăcută dintre ele deoarece pierzi involuntar urină fără ca să simți că se întâmplă acest lucru. Vezi ca hiperactivă duce în final la ceea ce se numește incontinență urinară. Adică nu mai ai capacitatea să ții urina sau nu reușești să golești Total vezi ca urinare, ai senzația că mai există ceva de urinat. Această stare este extrem de invalidantă pentru cel care suferă de această condiție. Afectează calitatea vieții. Persoana afectată este mereu stresată că trebuie să aibă o toaletă în apropiere, nu mai pleacă de acasă, că zice că nu există toaletă pe drum ca să facă o plimbare, de exemplu. La servici trebuie să fie cât mai aproape de o toaletă. Deci există doar stres, munca este afectată, somnul este afectat, relațiile sociale sunt afectate. Stresul înseamnă alte boli despre care am tot vorbit. Acum se pune întrebarea cât de des ar trebui să urinăm. Ei, aici unii spun că maxim de 8 ori pe zi, nu prea sunt de acord cu chestia asta, deoarece depinde foarte mult și de câtă apă consumăm, de temperatura mediului extern, de ce lichide diuretice cu efect diuretic bem, cum ar fi cafeaua și ceaiul, de ce pastile luăm, bineînțeles, pentru că există diureticele, deci eu nu știu să spun cu exactitate de câte ori e normal să urinăm pe zi. Dar în orice caz nu trebuie să fugim tot timpul la toaletă. Iar dacă vei bea bere, normal că o să ai o vezică hiperactivă, nu? Pe măsură ce îmbătrânim, vezica urinară începe să nu ne mai asculte pentru că noi avem un control voluntar asupra procesului de urinare în sine. Putem să ținem urina. Se consideră că vârsta reprezintă cauza de vezică hiperactivă. La 10% din persoanele peste 50 de ani suferă de incontinență urinară, pe când acest procent crește la 40% pentru bărbați și 30% pentru femeile peste vârsta de 75 de ani. Vezica urinară se află de asemenea sub controlul unor fibre nervoase. Și, în mod normal, putem să ținem o anumită cantitate de urină în vezica urinară până când presiunea de la nivelul pereților vezicii urinare presează pe acești nervi, și atunci noi avem senzația imperioasă de a urina, de a goli vezica urinară. Deci, există anumite condiții medicale care pot afecta acești nervi. Aceste condiții sunt foarte serioase și sunt foarte cunoscute. Și aici se vorba de operațiile la nivelul bazinului care pot leza aceste fibre nervoase. Obezitatea, deoarece atunci când avem burtă crește presiunea în interiorul abdomenului, iar această presiune se exercită asupra vezicii urinare și bazinului. Diabetul. Diabetul poate să ducă la vezica neurogenă, așa numită, hernia de disc, scleroza multiplă, boala Parkinson afectarea nervilor după iradiere la nivelul bazinului ca urmare a unui diagnostic de cancer. Iar accidentul vascular cerebral este adesea asociat cu incontinență urinară. O altă cauză este slăbirea musculaturii de la nivelul bazinului și a vezicii urinară. Cea mai cunoscută situație este așa numită ruptură de perineu la femei secundară nașterii, iar la bărbați există adenomul de prostată sau afecțiul de prostate. Să amintim și diureticele. Se poate să nu suferi de fapt de o vezică hiperactivă, dar trebuie să urinezi foarte des deoarece ei diuretice. Ce sunt diureticele? Sunt medicamentele care sunt folosite în hipertensiune arterială, insuficiența cardiacă, insuficiența renală, ca să ajute să elimine excesul de apă din corp. Evident că atunci te vei duce mai des la toaletă. Nu lua niciodată diuretice înainte să te culci. Încearcă să distribui dacă ai mai multe tablete pe zi, încearcă să distribui dimineața și la prânz cel târziu, pentru că dacă iei seara nu vei mai putea dormi toată noaptea și nu e bine să nu dormim. Dacă există medicamente împotriva vezicii hiperactive, da, există și lasă asta în seama urologului tău, nu e treaba mea acum să vorbesc despre ele, dar ele nu vindecă această condiție, doar ameliorează simptomele. Exercițiile Kegel înseamnă că tu, voluntar, îți încordezi musculatura care se află la nivelul bazinului. Cum poți afla ce mușchi trebuie tu să antrenezi? Păi încerci să întrerupi jetul urinar atunci când urinezi și aia sunt mușchii pe care trebuie să-i antrenezi. Aceste exerciții pot fi făcute foarte ușor, nu știe nimeni că tu le faci, poți să fii la ședință, poți să fii la muncă, poți să stai în canapea la televizor. Cu cât vei face mai puternică musculatura de la nivelul bazinului, cu atât simptomele tale se vor reduce în intensitate. Dacă suferi de vezică hiperactivă, încearcă pe cât poți, în funcție de stilul tău de viață, să eviți băuturile tip cafea, ceai sau prea multe condimente în alimentația ta, prea mulți carbohidrați în alimentația ta și mai ales nu mai consuma lichid înainte de culcare. Încearcă să urinezi de două ori înainte să te culci, indiferent dacă simți sau nu senzația de a urina. Încearcă să golești vezica urinară de două ori în, înainte să te așezi tu cu capul pe perna ta. Apoi, urologii ne vorbesc despre așa-numita tehnică de dublă golire a vezicii urinare. Ce înseamnă asta? Te așezi pe scaunul de toaletă, urinezi. Tot. Mai aștepți 30 de secunde te înclini un pic în față, asta crește presiunea de la nivelul abdomenului, ceea ce apasă și pe vezica ta urinară și continui să urinezi. Asta este extrem de important pentru a goli vezica urinară. Dacă rămâne urină în vezica urinară, există foarte multe probleme. Adică poți să faci infecții urinare, pietre la vezica urinară, insuficiență renală cronică. O altă metodă de a antrena mușchii de la nivelul bazinului este să întârzi urinarea atunci când simți tu că poate că mai reziști până să urinezi. Chiar dacă ești aproape de o toaletă, încearcă să lupți puțin. Pe măsură ce tu vei lupta cu dorința ta de a te duce să urinezi, cu atât mușchii se vor întări, pentru că tu atunci deții controlul. Haideți să vă povestesc un pic și despre suplimentele care sunt citate că pot ajuta în ameliorarea simptomelor vezicii hiperactive. Am să le citesc ca o listă, tu poți să aprofundezi informația și eventual să le încerci. Aici este vorba de hidroxidul de magneziu, L-arginina. Semințele de dovleac sunt citate peste tot că pot ajuta în uh, liniștirea unei vezici hiperactive. Vitamina D, bromelaina, S se găsește ca sursă naturală în ananas, dar mulți carbohidrați acolo nu prea e bine, dar se găsește ca și supliment. Capsaicin este un extract din ardeii iuți. Am mai găsit uh, citat un supliment din... Uh, Cleavers și traducerea pe românește pe care mi-a dat-o Sir Google a fost Lipicioasa. Și pe primul loc e un amestec de 10 ierburi chinezești care poartă numele de Gosha Jinki Gan. Urologii recomandă și acupunctură. Așadar, dacă ai posibilitatea și ai pe cineva la dispoziție care este specialist în acupunctură, vorbește cu specialistul. Nu uita, întotdeauna... Întotdeauna mergi la doctor dacă ai simptome. De ce? Pentru că această condiție de vezică hiperactivă poate ascunde afecțiuni grave. După cum am mai spus, atenție mare, dacă ești femeie la vârsta menopauzei, când vezica hiperactivă preia puțin controlul în viața noastră. Du-te totuși la doctor, nu te baza doar pe faptul că menopauza este cauza principală. Vezi dacă nu există și alte condiții medicale. Sper să vă fie de ajutor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă aștept și data viitoare. Dacă ți-a plăcut, like, abonează-te, apasă pe notificări, distribuie și sănătate în toate de la lucrări.